Omule Smitrac, bună seara! Uite că am ajuns din nou în Durlești, suburbia Chișinăului. Suntem pe strada centrală Tudor Vladimirescu. Ce și nu? Și de șumă, așa. Uite că astăzi e Mariana Galbur, aniversarea 29 de ani, o vârstă foarte, foarte frumoasă. Are un mic cadou din partea, cu credeți, din partea soțului, din partea soțului Viorel, care la moment se află la mitică de distanță. N-au putut să vină alături de ea, dar cu ajutorul nostru o să vedem reacția și emoțiile. Foc! Bună seara! Mariana, tu ești? Așa, ne primiți? Bucură de oaspeți! Păi, dar eu am crezut că-ți fii oaspeță, așa, da? Nu, oaspeță, fac rea cu tine la țară. Da? Mariana, bună seara, cu personal, la copilă și tot, în casa voastră. Am înțeles că ați depășit o vârstă foarte frumoasă, vârstă 29 de ani. E corect? Sau nu am înțeles ce corect? Cam așa e. Ai un mic cadou din partea copilului, să fii. Cine? Cu inițiativă. Și-a luat Caribina, văd nu-i acasă. Păi nu-i acasă, da, corect, dar chiar acasă mi-e făcut. Nu, da. Din partea soțului. Noi împreună cu el, împreună cu Viorel, îți dorim o mult sănătate, Mariana. Fericire, bucurie, să ai noroc și bucurie de la soț. Să trăiască copilașii sănătoși, să vă bucurați de ei, să le dați educația pe care ați avut o voi la părinții voștri. Să trăiască sănătoși și cel mai important cadou o să fie atunci când o să fie el acasă. Nu se întrebe ușa, să nu ia la ușa. Dar voi știți ceva că nu trebuie să vină, nu? Ei, așa, pentru ea. Ei, da, dar voi vă întrebat cu cine și cum acolo. Nu, pur și simplu, el o lecție când s-o amințit. Singur s-a dat la părinți, la fiind, care trebuie să-i cum ne-am așa că... Și s-a spărit. Mariana, oricum, lasă știi de lumea că ai un soț care te iubește foarte, foarte mult. Și îi pare foarte rău că nu poți să fie alături de tine la 29 de ani. Totuși sperăm că la 30, eu sigur, chiar să fie alături de tine. E să vezi. Asta pentru tine, pentru cea mai scumpă să o să intri în lumea, mi-a dat toate aplauzele pentru cei care văd mici ecrane. Un torcior pentru dragii voștri copilași, nu existați să mâncați chiar proastă făcut de surioara mea. Și o șampanie pentru tine. Copilașii! Mulți ani trăiască! Povestea dragostei. Eu sunt de
strânși pe-un colț de carte. Am învățat să mă descurc și aici printre oameni. Am și haine și un lăcaș și nu-mi lipsesc nici banii. Am învățat să mă descurc și aici printre oameni. Am și haine și un lăcaș și nu-mi lipsesc nici banii. Ура, кураж, что ж ты у нас не видел этот? Весь лишь популярный.